Asemenea societăților occidentale, Crăciunul este o sărbătoare ce, traversând veacurile sub auspiciul religios creștin, a rămas dintotdeauna un puternic simbol de unitate socială în fața venirii sezonului rece. Preluat etimologic de la slavii vestici, Crăciunul, sau Corociun cum i se spunea de către aceștia, a reprezentat în teritoriile valahe un amestec între mitul latino-oriental al lui Sol Invictus, soarele invincibil, și legenda păgână vest-slavică a lui Cernabog, zeul negru, ce, zice aceasta, în ziua de 21 decembrie, este în momentul zeului întunecat de maximă victorie, iar oponentul său, zeul Hors, are nevoie de foc și căldură ca să se poată reîntoarce la forța sa de dinainte și să-l învingă din nou pe Cernabog. Această legendă, combinată cu mitul lui Sol Invictus, preluat fiind din religia mitraică, rivală la vremea respectivă a creștinismului, aduce în zona carpato-dunăreană obiceiul împodobirii cu crenguțe de brad, casele și mai ales ușile de la intrare, ca un simbol al eternei renaștere a naturii. O altă legendă locală, de natură apocrifă, spune povestea unui anume cioban Crăciun, ce refuză să o primească pe Fecioara Maria însărcinată. Însă aceasta găsește ajutor de la soția ciobanului, Ciomoșește. Crăciun, aflând de fapt a soției sale, îi taie mâinile. Fecioara Maria însă îi lipește mâinile la loc, făcând o minune, impresionându-l pe Crăciun și convingându-l să se convertească la creștinism. Acesta, de bucurie, face un foc și dansează în jurul său, elementul focului și al luminii învingătoare fiind prezent și în această legendă locală. Povestea Crăciunului, atât la noi, cât și în afară, a fost treptat asociată cu Sfântul Nicolae, Sfântul Bun care oferă daruri celor mici. Din acest sfânt, mai târziu în lumea occidentală, se va naște Moș Crăciunul anglosaxon, Santa Claus, din olandezul Sinterklaas, ce era un omonim al aceluia Sfânt Nicolae. În America, transformarea numelui în Santa Claus s-a făcut, bineînțeles, de către coloniștii olandezi veniți acolo. În lumea rurală românească, însă, vechile tradiții păgâne s-au păstrat chiar până la apariția lui Moș Crăciun. În diferite comunități, obiceiul de a arde Crăciuni, mici obiecte din lemn, având formă omenească, și de a îndepărta frigul și întunericul prin obiceiuri și datini, acompaniate de către tineri îmbrăcați în costume animalice. Acestea își trag originea de la vechile legende slave în scopul de a-l îndepărta pe zeul întunecat al iernii. Apariția lui Moș Crăciun în societatea românească este pur o influență occidentală ce și-a găsit popularitatea și în lumea din afară Americii și Europei Occidentale, strict prin campania de marketizare a unei faimoase firme de carbogazoase americane ce reușise să creeze în anii 20 un Moș Crăciun universal și atractiv copiilor din întreaga lume. Asemănarea sa fizică cu Sfântul Nicolae a ajutat subconștientului copiilor să fie integrat mai ușor în tradiția românească, chiar dacă numele său a rămas în continuare asociat cu vechea legendă slavă, dar și cu legenda încăpățânatului cioban Crăciun. Trecerea lui Moș Crăciun de la Moș Gerilă în timpul regimului comunist a fost legată mereu cu încercarea regimului de a despiritualiza și de a desființa elementul așa zis tradițional al lui Moș Crăciun. Sărbătoarea lui Moș Gerilă nu mai era pe 25 decembrie, sărbătoarea nașterii Domnului, ci pe 31, prima zi după așa zisa data a nașterii Republicii Populare Române. Așadar, iată că ceea ce a fost interpretat ca o mișcare politico-ideologică de sorginte comunistă a fost de fapt continuarea unei legende originare din zona slavilor de est. Moș Gerilă, sau Den Maroz, cum i se spune în Rusia, este de fapt, la origine, un zeu asemănător amintitului zeu negru, Cernabog, care aduce cu sine iarna și frigul, personaj aprig la mânie și neiertător cu cei ce se văitau de vinerea sa, ce devine treptat un bătrân mai îngăduitor, chiar simpatic, care în loc să ceară ofrande, face el însuși daruri copiilor. Așadar, în România, Moș Gerilă nu este un personaj inventat din interese propagandistice comuniste, ci adoptat. Adoptarea sa în România este, bineînțeles, una de natură politică, însă nu inventată de aceasta. Legenda lui Moș Gerilă capătă o valoare ideologică, pierzând-o pe cea religioasă,
ce, deși se bazează pe o tradiție chiar mai veche decât aceea lui Moș Crăciun, originele sale păgâne se pierd într-atât de mult în timp, încât din perspectiva comuniștilor era complet inofensivă. Latura hilară însă acestei situații este dată tocmai de faptul că autoritățile comuniste române fac dintr-un personaj mitologic rusesc un promotor al socialismului și al progresului, care lasă în urmă tradiția, ignorând faptul că la mijloc era vorba tot despre o legendă din altă țară, fie ea una așa zis prietenă. Probabil că dacă n-ar fi fost împibat până la refuz cu semnificații politice, Moș Geril ar fi rămas și astăzi un suplinitor, fie și edulcorat, al lui Moș Crăciun. Însă pornirea obsesivă de a politiza orice aspect, oricât de neînsemnat din societatea românească, a adus, odată cu căderea regimului comunist și înlăturarea oricărei intruziune a acestuia în viața de zi cu zi a românului, inclusiv la scoaterea pe tușă a lui Moș Gerilă. Echivalentul său rusesc, Den Maroz, mai bucură și astăzi copiii ruși. Căci, să nu uităm, doar la noi Moș Gerilă a jucat și rolul de activist de partid. Dar asta a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Moș Gerilă, Moș Gerilă, a venit la voi și acum pleacă mai departe spre tărâmuri noi. Eu de urat aș mai ura, dar îmi e că sunt sera și mi-agață vreun telecolindător anonim niște zurgălăi de sanie de mi înzăpeze situația. De la tinerețe până la direcție și îmi desface contractul de Moș Gerilă în cadrul festiv fără preaviz. Am glumit, cinstite fețe. Știți ce m-aș gândi eu, unu? Fără ca să dau povețe, toate câte ați auzit să rămână în 71.